Doamnelor, domnilor, păi dumneavoastră, haideți să începem ședința extraordinară de astăzi, 18 aprilie 2017. Permiteți-mi să vă zic Hristos a înviat tuturor și să vă mulțumesc că ați răspuns invitației acestei ședințe extraordinare. Toată lumea știe că fiind a treia zi de Paște, fiecare are un program particular. Dar citirea ordinii de zi. Doamnelor, domnilor consilieri, în conformitate cu articolul 39 aliniatul 2 din legea 215/2001 Administrației Publice Locale Republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunteți convocat la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Onești, județul Bacău, care va avea loc în ziua 18 aprilie, ora 14, cu următoarea propunere de ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, inițiator Natiu Nicolae Primar. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii de la SECEAPA Municipale sau Onești. Și avem o propunere pentru suplimentarea acestei ordine de zi cu proiectul de hotărâre numărul 3, privind aprobarea acordării de ajutoare bănești veteranilor de război de pe raza municipiului Onești cu ocazia zilei veteranilor de război din 29 aprilie. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu. Dau citire primului proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Onești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare. Domnule primar, vă mulțumesc, doamna președinte. Prin hotărârea care va fi adoptată, se va stabili Asociația de Dezvoltare Intercomunitară la care municipiul Onești va adera, cu scopul asigurării unui nivel corespunzător al serviciilor, respectarea cerințelor de mediu și impulsionarea activității economice cu toate consecințele benefice pe care acestea le atrage. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, raportul compartimentului specialitate. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 28 februarie 2017 a fost înființată Comisia de Analiză și Evaluare a Scrisorilor de Intenție privind furnizarea, prestarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare în municipiul Onești printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară. Iar în hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 30 martie 2017 s-a aprobat studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a municipiului Onești, din care reiese că cea mai bună soluție pentru municipiul Onești este aderarea la o asociație de dezvoltare intercomunitară și delegarea serviciului de apă și de canalizare către un operator regional. Municipiul Onești a adresat principalelor asociații din România o scrisoare prin care și-a exprimat intenția aderării la o asociație de profil. În urma acestei scrisori s-au primit oferte din partea a trei operatori regionali, aparținând unor asociații de dezvoltare intercomunitară. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați și să hotărâți. Mulțumesc. Comisia de specialitate, acum, dacă... Nu s-a întrunit, n-am avut elementele necesare. Dacă niște discuții ar fi benefice pentru... Da, mi-aș fi propus să nu fiu doar eu cel care discută astăzi pe acest subiect cu toate chestia. Hai, mă bucur să aflu că mai sunt un subiect foarte, foarte important. Și calea pe care vom hotărâ să o urmăm începând de astăzi pe acest capitol va avea efecte și în viitorul apropiat, dar pe termen foarte lung de zile. Am observat ce înseamnă să iei o decizie eronată la un moment dat, ceea ce s-a întâmplat în urma privatizării din 99 și ce efecte a avut asupra întregii comunități din acel moment până astăzi în ceea ce privește Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare în municipiul Onești. Chiar dacă pare în acest moment o formalitate, ceea ce vom face noi astăzi, după cum v-am spus, consecințele le vor trăi și următoarele generații. Să facem un scurt istoric, în 2016, luna decembrie, am preluat
administrarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Onești prin toată procedura, proces verbal de predare, primire, hotărâre de Consiliul Local de atribuirea gestiunii acestui serviciu pe o perioadă provizorie către DPP și din acel moment am demarat și procedura legală de aderare la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru apă. Procedura este una clară și stabilită conform regulamentelor proprii ale ADIB-ului. Din păcate, după 4 luni de zile, nu am reușit să finalizăm această procedură, dar din motive ce exclud comunitatea oneșteană. Mai multe UAT-uri din județ nu și-au dat acordul privind aderarea municipiului Onești la această asociație. În aceste condiții, în tot acest interval de timp, acest serviciu a fost gestionat și administrat de către societatea din subordinea Consiliului Local. Cu ce prețuri știm fiecare dintre noi, adică pierderi provenite din rentabilitatea oferită de condițiile tehnice pe care le are această infrastructură rutieră până în acest moment, pierderi de aproximativ 5 miliarde de lei lunar. Suntem în momentul în care, după cum am gândit împreună cu dumneavoastră, trebuie să urmăm și un alt curs, și anume aderarea la o asociație intercomunitară care are în spate un operator ce își dorește în primul rând să preia această activitate în administrare și cel mai important lucru, în ce condiții dorește să preia această activitate, adică ne referim la preț pe metru cub de apă, program de furnizare a apei în viitor și lista de investiții pe care și-o asumă au îndeplinit în viitorul apropiat și pe un termen mediu. Printr-o hotărâre de Consiliul Local, Consiliul Local Onești a hotărât ca a desemnat de fapt o comisie de analiză a ofertelor. Trei mari operatori și-au depus intenția de preluare a serviciului public de apă și canalizare din municipiul Onești în administrare, și anume Apă Vital Iași, Raja Constanța și nu întâmplător am pus la urmă Crab Bacău prin ADIB. Cei trei mari operatori au făcut anumite oferte în ceea ce privește, după cum v-am spus, prețul pe metru cub de apă, programul de investiții și programul de furnizare a apei. Comisia a analizat ofertele depuse. Din păcate, până în data de 15 aprilie, termen limită pe care l-am propus către cei trei operatori privind clarificarea ofertelor depuse, din păcate, CRAB nu a venit cu nicio ofertă în acest sens, cu toate că declarativ, în repetate rânduri, și-a manifestat intenția de preluare a serviciului public de apă și canalizare. Cred că nu este nimeni din această sală care nu și-ar fi dorit ca acest serviciu să fie preluat și către operatori economice, fiind singurul operator, să fiind de fapt persoana juridică care administrează singura sursă de apă de care beneficiem în marea majoritate a OAT-urilor în județul Bacău. În primul rând Oneștiu și Bacău, este vorba de barajul de la Valea Uzului. Din păcate, această procedură nu a fost dusă până la capăt. Am avut discuții pe care le-am purtat împreună cu doamna viceprimar, cu domnul secretar de curând și cu Consiliul Județean, cu conducerea CRAB, cu consultantul CRAB și concluzia este una. Până pe 15 aprilie, doar doi operatori regionali și-au finalizat demersul în sensul că au depus și o ofertă cu toate condițiile pe care și le asuma le îndeplini în cazul în care preiau deși acest serviciu în administrare. Și astăzi comisia împuternicită de către Consiliul Local privind analiza ofertelor depuse a luat o decizie în unanimitate să
să mergem într-o direcție către către Adi Constanța și operatorul Raja Constanța. După cum bine a spus un coleg din Consiliul Local, membru în această comisie, este bine să mai lăsăm încă o portiță deschisă. Nu știu ce efecte ar putea administrative și de viitor ar putea să genereze această portiță deschisă, pentru că, în opinia mea, odată ce am fixat un termen limită și operatorii și-au depus oferta lor, nu știu dacă este moral, dar mai ales juridic, dacă mai este în regulă, să primim ulterior alte oferte. Dar sunt și eu adeptul acestei rezerve pe care ne-o putem asuma astăzi. În consecință, voi susține acest proiect în propunerea făcută de către comisia ce a studiat ofertele depuse și îmi doresc nu numai susținerea acestui proiect, ci și realizarea lui într-un termen scurt de timp, pentru că municipalitatea prin Consiliul Local nu mai poate susține pierderi de 5 miliarde de lei lunar. Practic, noi, în loc să facem investiții, și sunt foarte multe de făcut în municipiul Onești, sunt multe lucruri, multe probleme de rezolvat, nu le putem face din acest motiv. Dorim să rezolvăm această problemă cu care oneștenii au întâlnit-o în 99 odată cu privatizarea până astăzi. Dorim să furnizăm apă în municipiul Onești 24 de ore din 24, o calitate bună a apei și la un preț, să zic, așezat sau în același palier cu toți mari operatori din țară, ci nu un preț mult mai ridicat. Așadar, dacă sunt întrebări din partea Consiliului Local sau orice întrebare pe acest subiect, vă stau la dispoziție să clarificăm acum, înainte de vot, orice neînțelegere pe care o puteți avea. Vă mulțumesc mult! Da, în esență, domnul primar a atins toate aspectele pe care aș fi vrut și eu să le punctez. Aș vrea să detaliez doar două chestiuni. În esență, așa cum ați auzit, n-am avut de analizat trei oferte așa cum ne-am fi dorit, pentru că în ceea ce privește Crabul, oferta s-a pierdut undeva pe drum. Am analizat doar Raja, Constanța și Apă Vital Iași. Elementele au fost preț, programul la apă și programul de investiții. Și ceea ce aș vrea să remarc eu ca un plus în această comisie, așa cum spuneam eu acum un an de zile, când problema apei nu mai există stânga-dreapta, PNL, PSD, vreau să vă spun că a fost unanimitate și toată comisia, indiferent de culoarea politică, a votat pentru cea mai bună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Domnul consilier Cristian. Mulțumesc! Trei idei vreau să subliniez și eu referitor la decizia care se ia astăzi. În primul rând, ce trebuie să înțeleagă oneștenii este faptul că păstrarea acestui serviciu în patrimoniu Oneștiului nu se poate realiza din ce punct de vedere? În primul rând, din cauza investițiilor care sunt necesare pentru a moderniza întreaga rețea de apă și tot ce presupune ea. O astfel de investiție înseamnă câteva zeci de milioane de euro, în condițiile în care bugetul Oneștiului de investiții pentru un an de zile, calculând așa grosomodul, este de aproximativ 1 milion de euro. Asta ar însemna un împrumut pentru 30-40 de ani de aici încolo, în care noi să plătim cu bugetul de investiții doar aceste modernizări la apă. Asta înseamnă că nu mai facem drumul, nu mai facem absolut nimic în Onești decât să meargă bani în direcția asta. Deci e clar că nu avem posibilitatea să păstrăm nici la DPP, nici la primărie serviciul de apă. În al doilea rând vreau să-mi exprim și eu, odată în plus, regretul că operatorul județean Crab nu are capacitatea și viziunea de ne avea și pe noi în rândul beneficiarilor serviciilor lor și, practic, facilităm venirea unui operator de la 400 de kilometri distanță, dar așa cum l-am văzut, mult mai bine pregătit și mai eficient din punct de vedere tehnic și economic. Iar în ultimul rând, așa cum au spus și antevorbitorii mei,
au fost două criterii importante pe care le-am avut în vedere și cred că sunt importante, știu, de către cetățenii municipiului Ionești atunci când am luat decizia de a merge către ADI Constanța sau Raja Constanța, prețul cel mai bun, în sensul că a fost cel mai mic preț din ofertele pe care le-am avut și programul de apă cel mai îndelungat. Practic, principale probleme cu care ăștia se confruntă. Mulțumesc. Da, o singură întrebare aș face și eu. În legătură cu programul de investiții, când se estimează că Raș Constanța va demara programul de investiții? Conform ofertelor depuse până în acest moment, Raja Constanța își asumă că în acest an vor fi investiții, sper să nu greșesc, de peste 10 miliarde de lei vechi în acest an. Ce se îndreaptă aceste investiții către găsirea unor soluții de reducere a pierderilor, contorizare și alte măsuri de acest gen. Asta până la sfârșitul anului 2016. Pe 2017 și-a asumat atât niște investiții proprii, cât și investiții a căror finanțare vor veni din fonduri europene. Investițiile majore, este clar că vor veni cu bani din fonduri europene. Aș dori să vorbesc puțin, să detaliez ceea ce fac, cine este Raja Constanța astăzi și ce face. Este un operator de la 400 de kilometri, dar este un operator care își desfășoară activitatea economică în 7 județe ale țării. Însemnând aici și județul Prahova, și județul Ialomița, și zona Bucureștiului, și Constanța, și Argeș, și Brașov. Deci nu este un operator de cartier sau cu activitate îndoielnică. Are cea mai mare, și nu vreau să mă transform astăzi în avocatul celor de la Raja, dar oarecum trebuie să îmi justific și eu, ca și colegii mei, raționamentul pentru care iau în nume propriu, ca și primar al municipiului Ionești, această decizie. Este operatorul care îmi dă cea mai mare încredere privind puterea de a rezolva niște probleme imediate cu care ne confruntăm noi de o lungă perioadă de timp. După cum știm, în acest moment această activitate economică este una care merge în pierdere din două raționamente simple. Una, starea tehnică a infrastructurii de apă și canalizare, în principal, și a doua mare problemă, prețul de achiziție apă. Aceste probleme vor trebui a fi rezolvate într-un viitor apropiat, în primul rând prin finanțare proprie. Asta înseamnă că trebuie ca nou operator să-și găsească o sursă de apă alternativă pe de o parte și să reducă și să investească în infrastructură pentru a înlocui acea infrastructură veche, astfel că pierderile să fie clar reduse. Este o decizie pe care mi-o asum și în care cred în acest moment, cu aceeași părere de rău, că nu am găsit, să zic, această intenție la operatorul regional și nu contează numai intenția și aceeași capacitate sau economică și tehnică de a rezolva această problemă. Încă o întrebare, doamna președinte. Dacă stația de epurare a Căruzate se face în continuare în parteneriat cu CJ Bacău? Tot eu trebuie să vă răspund această întrebare. Demersurile în ceea ce privește realizarea noii investiții continuă în parteneriat Consiliul Județean până în acest moment. A fost un schimb de adrese în ultima perioadă în scopul de a clarifica mai multe aspecte legate de situația juridică a terenului pe care urmează a se realiza noua investiție, noua stație de epurare, pe de o parte, cât și situația juridică patrimonială a clădirilor ce fac parte
din acest proiect. Mă refer aici la stația existentă de epurare de la Jovreni, pentru că proiectul nu cuprinde doar realizarea unei noi stații, ci și conservarea vechii stații. În acest sens, Primăria Municipiului Ionești a reușit în urmă cu 2 săptămâni de zile intabularea stației de epurare de la Jevreni. Este un punct foarte bun sau foarte benefic în continuarea acestei asociații între Consiliul Județean și Consiliul Local privind înființarea unei noi stații, realizarea unei noi stații de epurare. CJ Bacău a primit 5 hectare de teren cu transfer de la Consiliul Local către Dâncii. L-au deja de 6 ani. Unde se facă stația nouă? Stația nouă se face în imediata vecinătatea stației vechi, pe acel amplasament pe care Consiliul Local Onești în urmă cu câțiva ani l-a pus la dispoziție pentru realizarea acestui proiect. Mulțumesc, domnul primar. Dacă mai sunt, domnul consilier Iene. Da. Și eu doream să facem parte din Adi Bacă. Pentru că apare așa, ceva un semn de întrebare, că băi, ești UAT, județul Bacău, și nu faci parte din Adi Bacău. Dar eu spun că nu numai Crabul n-a avut capacitatea și programul să ne primească, cred că n-a fost nici voință din partea lor. Mai ales că, din câte știu eu, Crabul, litigiile pe care noi le avem cu apă canal, s-a situat mai degrabă de partea acestei societăți private decât de partea noastră, sau măcar să fie rămas acolo undeva unde să nu intereseze aceste litigii. Deci noi nu am avut ce face ca și unitate și am fost nevoiți să căutăm alți operatori. Iar dintre cei care ne-au transmis aceste oferte, așa cum s-a arătat, numai Iașu și Constanța. Crabul a rămas la nivel de de vorbire. Verba vola în scripta mare, după cum știți. N-au reușit să ne trimită în acest interval de timp un ceva scris în care să arate cam ce intenționează ei să facă cu acest serviciu de distribuție a apei. Eu nu cunosc toate detaliile pentru că nu am participat la discuții, dar din cele 2 oferte, și a Iașului și a Constanța, pe mine m-a convins un singur lucru ca să votez pentru Constanța. Prețul la apă și programul de distribuție a ei. Pentru că dacă prețul este de 8 lei, 78 de lei, apă plus canal, cu TVA, în primele 6 luni avem un program de 18 ore, iar după 6 luni, 24 de ore. Deci zic că începem să revenim și noi la normal. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul consilier. Aceste întrebări vreau să le adresez și eu, în condițiile în care a subliniat că cele mai importante lucruri este planul de investiții și prețul. Despre preț nu se spusese nimic până la cuvântul domnului consilier. Întreb dacă tehnic nu este oarecum dificil să se facă investiții aici și în ce măsură poate fi modificat planul lor de investiții, pentru că bănuiesc până în momentul de față au un plan de investiții. Apreciez și faptul că s-au luat lucrurile un pic de la coadă la cap. Întâi am ales operatorul, pe urmă ne înscriem în ADI-ul din care face parte și devenim, bănuiesc că subscriem în capitalul social al societății pentru a deveni. Nu oblige legea. Nu, văd că și aici în hotărâre spune să-și dați lucruri și în statut. Dar nu ne oblige legea să fim acționari. Pentru delegarea directă, mă rog, eu aș fi. Da. Vă spun că chiar îți pregătim pe subiect. Nu sunt chestiuni tehnice care vreau. Da, nu, ideea era că cred că procedura ar fi fost inversă. Eu știu că s-a făcut lobby și chiar știu că a fost sunat primarii pentru a da hotărârea de aprobare pentru ADIB, cel puțin la nivelul județului Bacău. Cred că e o oarecare ostilitate, este o soluție de avare, nu știu dacă este chiar cea mai bună, dar este o soluție, să sperăm că decizia a fost într-adevăr cea mai bună și că oferta va fi fermă, nu se va modifica imediat după ce se va semna contractul de delegare. Dacă mai sunt întrebări sau intervenții pe acest proiect
dacă tot am vorbit de preț, oricum, începând de astăzi, va fi depusă pe transparență decizională și pe internet tot demersul ce urmează a fi urmat de către UAT în sensul aderării la, nu aderării, delegării gestiunii către operatori. Este clar că delegarea se face în anumite condiții, atât economice cât și tehnice, nu mai vorbesc de condiții juridice, este un contract pe care operatorii l-au la nivel de patronat, deci nivel național. Prețul nu suportă modificări după bunul plac, ci sunt niște angajamente foarte certe. Oferta financiară a celor doi operatori a fost în, cam în următorul fel propusă. Raja Constanța cu 8 lei și aproximativ 78 de bani pe metru cub de apă, program de furnizare primele 6 luni de 18 ore pe zi, urmând ca după primele 6 luni de zile, programul de furnizare apă să fie 24 de ore din 24. Oferta depusă de către Apă Vital a fost de 13 lei și parcă 59 de bani pe metru cub de apă, cu un program de furnizare de 12 ore pe zi, iar dacă doream 24 de ore din 24, prețul la apă era 16 lei și 99, 17 lei metru cub. Vreau să vă spun că dacă ar trebui să achităm prețul pe metru cub de apă, astfel încât să fie acoperite toate pierderile și salariile aferente prestării acestui serviciu, prețul la apă duce undeva peste 13 lei. De aici și reiese acea pierdere de aproximativ 5 miliarde de lei în fiecare lună. Acestea sunt raționamentele sau, să zic, motivele principale pentru care și eu mă aliniez, să spun, direcție pe care merg și cu colegii mei și alta nu văd în acest moment, și anume că din, nu știu dacă două lucruri rele, s-ar putea dintr-un lucru bun și mai multe rele să alegem unul dintre ele. Eu am încredere că direcția pe care, sau pasul în direcția pe care o hotărâm astăzi, primul pas, va fi într-o direcție bună. Cred eu lucrul acesta. Pentru că nu putem să gândim numai că va fi rău și mai rău și mai rău. Trebuie să gândim la ceea ce trebuie noi să facem ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. Mai rău decât atât nu se poate, practic. Adică ce poate fi mai rău decât să ai un program limitat de apă pe zi cu un preț care este comparativ cu cel pe care l-ar presta un operator și totuși absolvind sau creând un prejudiciu la bugetul local de miliarde de lei lunar. Cam asta este tot ce cred că e bine de știut în acest moment, urmând ca toate demersurile noastre de până în acest moment și viitoare să fie făcute publice și le punem la dispoziția oricărui consilier și cetățean al municipiului Ionești interesat, pentru că nu-mi doresc și niciunul din colegii mei nu-mi doresc să existe un semn de întrebare sau cea mai mică suspiciune în ceea ce privește hotărârea pe care o luăm astăzi. Vă mulțumesc! Doamna președinte, o singură completare, dacă mai dați voie. Da. Cred că e foarte important să înțelegem că municipiul Ionești, pe legislația europeană și națională, nu are dreptul legal de a atrage fonduri europene pentru investiții. Singurii care au acest drept legal sunt companiile de apă regională. Tocmai de aceea facem discuții despre Adi Bacă, Adi Constanța și așa mai departe. Da, mulțumesc. Trei întrebări scurte, domnul primar. Ce se întâmplă dacă prea bunul dorește să furnizeze apa acestui operator? Dacă operatorul a spus că se gândesc la o sursă alternativă, putem să ne gândim și la asta. Dacă operatorul a cunoscut bine situația sistemului din Onești și dacă acest preț este pe apă sau apă canal? Crabul nu are cum, conform legii, să nu furnizeze apă oricărui operatorii se deleagă acest serviciu.
Răspunsul la întrebarea numărul 1. Răspunsul la întrebarea numărul 3. Nu numai că l-au cunoscut. Vreau să vă spun că în momentul în care un operator de o anumită anvergură își pune pe masa unui OAT o ofertă publică de preluare în anumite condiții economice și tehnice a unui serviciu, acei oameni, vreau să știți că s-au interesat la fața locului pe acest subiect, adică au trimis specialiști și unii și ceilalți. Au fost consultări și le s-au pus la dispoziție și informații economice și tehnice privind acest serviciu și au făcut tot ceea ce au făcut astăzi în cunoștință de cauză. Toți cei trei operatori. CRAP, Apă Vital, Rașa Constanța. Iar prețul la apă este un preț pe care operatorul și-l asumă și are o evoluție a prețului pe următorii ani. Acest operator sau acești operatori sunt operatori care au implementat deja proiecte pe fonduri europene și ca și condiție de finanțare în realizarea acestor proiecte au depus la documentație o evoluție a planului pe apă și canal, atenție, pe următorii ani. Nu pot să modifice această evoluție a prețului la apă, pentru că ar însemna că intră într-o incidență în ceea ce și-au asumat și în ceea ce ne-ar propune nouă sau ar factura. Deci exclusă o evoluție, să zic, pe o linie crescătoare a prețului în viitorul apropiat, neasumată de către noi și în primul rând noi ca și Consiliul Local și ANRSC. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, să trecem la vot. Întrebări? Nu mai avem. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate, înțeleg. Mulțumesc. Nu înțeleg de ce oftați unii dintre dumneavoastră, dar să spun că de oboseală. Și-a luat de grijă. A fost o experiență profundă. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2 privind prelungirea mandatului administratorilor proiectării la 10 apă canal de Nici Palunești. Domnule primar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Având în vedere că procedura de selecție a administratorilor nu a fost finalizată, iar actul constitutiv al societății prevede posibilitatea prelungirii mandatului administratorilor provizorii până la maxim 6 luni, propun prin prezentul proiect de hotărâre ca mandatul acestora să fie prelungit cu încă 2 luni, începând cu data de 19.05.2017. Mulțumesc. Compartimentul de specialitate. În conformitate cu articolul 64 din ordonanța de guvern 89/2011, corroborat cu articolul 137-2 din legea societăților numărul 31/90 republicată, prin prezentul proiect se propune prelungirea mandatului administratorilor provizorii a 10 apă canal municipal încă 2 luni, față de faptul că mandatul inițial expiră la data de 15.05.2007. Mulțumesc. Comisia, dacă s-a întâlnit? Nu. Nu s-a întâlnit. Trecem peste avizul consultării. Discuții. Da, discuții. Domnul primar, dacă cineva se mai înscrie la cuvânt? Da, această, să zic, intenție de a prelungi mandatul la acești administratori vine dintr-un simplu raționament. Și anume, ca și rezervă, în ceea ce urmează vis-a-vis de acest demers a nostru de a adera la o asociație de dezvoltare pe apă și la un operator regional. Întotdeauna am gândit bine să avem și această rezervă privind punerea în funcțiune a societății care ar fi avut ca și scop gestionarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și îmi propun și vă rog să fiți de acord ca până la finalizarea întregii proceduri de aderare la UNADI să încă să dăm gir administratorilor și să susținem, urmând ca imediat ce am aderat la o asociație
intercomunitară, să încheiem și să și închidem această societate, pentru că nu și mai are sensul. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Alte luări de cuvânt pe acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Supunem la vot. Atunci, cine este pentru prelungirea mandatului? Mandatelor. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 3, privind aprobarea acordării de ajutoare bănești veteranilor de război de pe rata municipiului Onești cu ocazia zilei veteranilor de război. 29 aprilie 2017, domnul primar. Mulțumesc. Pentru a marca această dată, propunem ca apreciere față de veteranii de război ce locuiesc în municipiul Onești să acordăm un ajutor financiar de 500 de lei pe persoană cu ocazia zilei veteranilor de război din data de 29 aprilie 2017. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Compartimentul de specialitate. Conform prevederilor legii 44 din 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văzbunilor de război, cu modificările și completărilor ulterioare, ale zilei veteranilor de război 29 aprilie, precum și ale activităților incluse în programul de manifestare aniversare ale centenarului de la primul război mondial, apreciem că ar fi binevenite unele măsuri de sprijin social, constând în ajutoare bănești pentru venerabilii veterani de război. La nivelul municipiului, conform situației existente la Direcția Generală de Asistență Socială, există un număr de 10 veterani de război cu vârste cuprinse între 91 și 99 de ani. Având în vedere vârsta înaintată a acestora, starea de sănătate pe care și recunoștință a genții cu bine, propunem acordarea unui ajutor bănesc de 500 lei persoana, celor 10 veterani de război. Discuții? Dacă sunt? Domnul. Domnul. Sunt 10 veterani de război, dar văd voi de supraviețuitorilor care ar putea să beneficieze conform legii. Vor mai fi. Ar fi bine să extind această hotărâre a Consiliului Local. Nu pot să vă răspund. Dacă doamna director... În urma adresei pe care noi am primit-o de la Departamentul pentru relația cu Parlamentul a Ministerului Apărării Naționale, există o evidență la nivelul acestora de 300 de ani de război. În urma anchetelor sociale pe care le-am efectuat, sunt doar numai 10 pe raza municipiului, 3 sunt decedați, iar aceștia 3 singuri. Deci noi am ținut cont de tabelul respectiv. Am discutat cu domnul Constantin, care știe foarte bine și a fost președintele acestei asociații și informațiile le-am primit de la ei. Da, dacă mai există și o asociație a veteranilor. Sunt mai multe, nu. Dacă aveți o bază de date, există o asociație la nivelul județului Bacău, unde există o bază de date cu soțiile veteranilor de război. Nu aveți aceste date. Nu este situația clară. Înțeleg că s-au făcut prin Ministerul Apărării Naționale, e limpede că nu o situație cu soțiile. Toate văzurile? Nu categoric sunt. Eu zic că ar fi bine să verificăm și la timp posibil. La nivelul în urma discuției cu domnul Constantin Alexandru, care este veteran de război și pe care cunoaște foarte bine celelalte persoane, avem aceste informații pe care le-am dat cu. Haideți să simplificăm. Completăm hotărârea de Consiliu cu veterani, inclusiv văduvele, soțiile supraviețuitoare. Cel mai bine. Și vreau să facă după aia. Vă mulțumim pentru amendamentul. Da, eu aș propus să vedem în baza de date că o să avem surprize, dar dacă... Nu avem văzut. Vreți să faci rectificare în bugetă. Dacă dumneavoastră asta propuneți... Da. Deci supunem la vot acordarea ajutorului de 500 de lei și pentru văduvele veteranilor de război din municipiul Onești, care nu știm câte sunt. Care s-au pierdut. Da. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Eu mă abțin, că e vorba de taie. Să vă trăiască, domnule. Dar nu e nevoie să vă abțineți, domnule. Nu faceți niciun rău. Păi, dă niște bani. Era posibil nu e nicio problemă. Și impozitul îi plătește de sus și-a votat totuși impozitul de către casă. Da. Deci o abținere împotrivă. Dacă este adică nu votează. Nu votează. Nu votează. Am înțeles. Deci mă respect. Fără abținere. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt diverse, da? Propunem... Avem diverse, da. Cu permisiunea dumneavoastră în încheiere, poate ar fi trebuit la început, dar merge și în încheiere, doresc în numele tuturor consilierilor locali să-i transmit un mesaj de la mulți ani domnului consilier Panfil. Mulțumesc. Să-i urez sănătate,
și putere de muncă. Și domnului consiliu. Mulțumesc și eu, așteptam să completez domnul Tarsu. Nu aș pare rău. Da. Deci domnul Pamir, fiind singur aici, faceți. Mulțumesc de pentru. La mulți ani. Același mesaj, bineînțeles, și pentru domnul consilier Zazu, aceleași aprecieri și mesaj de, de sănătate și putere de muncă și dumneavoastră. Vă rog frumos să-i transmiteți. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, de pe adunții să-și din textul ordinar de astăzi, să-și rog să-mi iasă plăcută.